studiu, care culoare? Hello. Hi. Să așeze și să avem locuri destule. Mulțumim! Cine-am stăt?
Așa, cei care stați mai, vă rog să mai strângeți rândurile, mai sunt în spate care stau în picioare. Și vă rugăm. Viitorul acesta a fost cândva un spital. Pentru cei care știți, sunteți din Cojușta, aici a fost spitalul de tuberculoză, da? Și se trata... Bună dimineața și pace vouă. Vă îndemn ca să cântați împreună cu noi la refren. A Lui să fie slava și gloria veci de veci, lăudați că este Domn și a toate Creator. Părintele Ceresc, a Lui să fie slava și gloria veci de veci, lăudați că este Domn și a toate Creator. A Lui să fie slava și gloria veci de veci, lăudați că este Domn și a toate Creator. Play me your own song. Credeți-mă că și nu voi cânta sau nu vreți să mă auziți cântând. I am not a singer. Pentru că și nu sunt un cântăreț. It is so good to see you in your new church. Este foarte bine să vă văd în clădirea a bisericii nouă. We have been praying to you for a long time. Noi ne-am rugat pentru voi mult timp. 7 years it has been till we're in this building. 7 ani de când s-a început construcția acestei clădiri. And thank God for your faithfulness. Și mulțumim lui Dumnezeu pentru credincioșia voastră. And we really want to celebrate today. Și noi într-adevăr sărbătorim acest eveniment. We have our team of 7 that has come from the United States. În grupul nostru de 7 care a venit din Statele Unite ale Americii. And I will introduce them now. Și vreau ca să îi introduc, să-i cunoașteți. I will get them to stand up. Vreau ca să îi rog ca să ridice atunci când le voi spune numele. Brother Randy is here. Fratele Randy este aici. With his 2 daughters. El împreună cu 2 fiice ale lui. He has 11 copii. El are 11 copii. 9 girls. 9 fete. And 2 boys. Și 2 băieți. He has brought 2 of his girls with him. Și astăzi a adus 2 dintre fetele lui. We call it Chinch and Shopton. Și ele sunt numărul 5 și numărul 7. numărul 7, ridică-te picioare. Este Olivia? Yeah, Olivia. Olivia. Snyder. Snyder. And this is Alexandria, Alex Snyder. Și ea este Alex Snyder, Alexandra. Numărul 5. No more. Then I will get some of the men in our team to stand up and give you a greeting. Și avem ceilalți bărbați din grup care se vor ridica și vor spune și ei ceva. Brother Ray. Fratele Ray. Would you come and give them a few words? Vino și vorbește ceva. Good morning. Bună dimineața. I feel that God has really blessed me. Eu simt că Dumnezeu într-adevăr m-a binecuvântat pe mine. By allowing me to come to Moldova recently. Prin faptul că și mi-a permis să vin aici în Moldova recent. We came about 14 months ago. Am venit vreo 14 luni în urmă. And we met in the other building. Și atunci v-ați adunat în clădirea cealaltă veche. All of you have been working very hard. Și voi toți ați lucrat din greu.
I'm able to see the fruits of your labor. Și acum văd roada sau văd rezultatul la ceea ce ați făcut. Beautiful, beautiful building. Și aceasta într-adevăr este o clădire frumoasă. I have developed a love for your country and for your people. Eu învăț mult de la oamenii din țara voastră și despre țara voastră. And I love the young pastors that we've met. Și iubim pe pastorii tineri pe care i-am întâlnit. And I appreciate them very much because I have a young pastor son. Pentru, și eu îi apreciez foarte mult pentru că am și eu un fiu care este pastor și este tânăr. I look forward to fellowshipping with you later. Și aștept abia ca să avem părtășii unii cu alții și să putem discuta. Vă mulțumesc mult. We have, as Brother said, Ray said, his son is here with us, so I would like to introduce his son who pastors a church in Brookside, Alabama. So if Brother Brad would come forth and give us a word. Și așa cum fratele Ray spunea că are un fecior care este pastor și este pastor în Brookside, Alabama, vreau ca să ne invit să ne vorbească ceva.